În cursul zilei de vineri, pe strada Calea Bucovinei din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc, un bărbat în vârstă de 42 de ani, localnic, în timp ce conducea autoturismul, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de carosabil umed, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de la iluminatul public. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,36 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În aceeași zi, pe aceeași stradă, un bărbat de 31 de ani, localnic, în timp ce conducea o auto utilitară, nu a adaptat viteza într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un copac de pe partea stângă a direcției de mers. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto. După testarea cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,05 mg per litru alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Tot vineri, pe drumul județean 175, pe raza comunei Fundul Moldovei, un bărbat de 43 de ani din localitate, în timp ce conducea autoturismul, a acroșat un hidrant de pe marginea drumului, evenimentul rutier fiind soldat doar cu pagube materiale. Conducătorul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea probelor biologice. Sâmbătă, poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe strada Amurgului din municipiu s-a produs o tamponare, iar unul dintre conducătorii auto este sub influența băuturilor alcoolice. Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul de 43 de ani nu a păstrat o distanță suficientă în mers și a intrat în coliziune față-spate cu autoturismul condus regulamentar de un bărbat din localitate. Polițiștii au constatat că bărbatul de 43 de ani avea 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, duminică, pe drumul județean 178, în interiorul comunei Comănești, un tânăr de 17 ani din localitate, în timp ce conducea un moped, a accidentat ușor un pieton care se deplasa din sens opus pe partea carosabilă. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul mopedului și de 0,90 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru pieton și li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.